Cât de ușor este să-ți construiești o carieră de regizor și prin ce provocări trebuie să treci până filmul tău ajunge pe marile ecrane? Despre asta ne-a vorbit Liviu Rotaru, student în anul 3 la Facultatea de Regie Film și TV de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. La ai săi 22 de ani, tânărul are regizat 10 spoturi, 7 filme de scurtmetraj și un lungmetraj, iar unele lucrări au fost premiate la concursuri naționale și internaționale. Străduința și eforturile sale au fost apreciate și de un juriu special care l-a desemnat pe Liviu Rotaru câștigător al bursei Memoria regretatului regizor Viorel Mardare. Ascultă, curcubiu. Vezi pașii de la... Ca să nu știu ce, stai să mă uit în piept. Dar s-a prins, eu. Știi, încep? Istoria tânărului regizor a început în anii de școală. Fiind încă elev la un liceu cu profil teatral, Liviu Rotaru a decis să participe la un concurs de film național. Era la vârsta de 15 ani. Aveam deja o idee și colegii de la școală au fost foarte entuziasmați de idee. Aveam deja o cameră a mea. Și astfel am filmat. Și i-a reușit. Scurtmetrajul, care relatează povestea unui om în scaun cu rotile, a captat atenția juriului și a fost nominalizat pentru locul întâi. Până în acel moment, Liviu se visa un jurnalist de succes. Probabil după acel prim film mi-am dat seama că aș avea propriile istorii pe care aș vrea să le spun. Nu doar să dau mai departe istoriile altora, ci să vin eu cu un mesaj poate nefiltrat a... un mesaj direct, o adresare directă. După absolvirea liceului, tânărul și-a început studiile la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, acum fiind în anul 3 de studii. La vârsta de 22 de ani, Liviu Rotaru a reușit să regizeze 10 spoturi, 7 filme de scurtmetraj și unul de lungmetraj. Am parte de atât de multă libertate aici, cum nu cred că aș avea în altă parte, și această libertate o asociez cu încrederea. Știu că libertatea a fost un factor foarte important, o valoare foarte importantă și pentru Viorel Mardare, și cred că aici ne asemănăm foarte mult, pentru că nu permit cuiva să influențeze scenariile. Bineînțeles că sunt foarte deschis pentru idei și pentru critică, dar nu în momentul în care scenariul nu mai este al meu sau îl simt eu de parcă nu ar mai fi al meu. Sursa de inspirație a regizorului sunt munții. Liviu Rotaru a recunoscut că practic fiecare scenariu a fost scris în sânul naturii. Uneori ideile vin ușor, alteori simte nevoia să se consulte cu echipa, așa încât scenariul să transmită un mesaj veritabil și clar celor care îl privesc, iar fiecare filmare se lasă cu amintiri. Ascultă, curcubiu. Vezi pașii de la... Ca să nu știu ce, stai să mă uit în piept. Pe el. Dar nu s-a prins, eu. Știi, încep? Filmam, de exemplu, o dată într-o clădire abandonată, în cadrul unui proiect cu susținerea Inspectoratului Național de Poliție. Și actorii noștri care aveau uniformele au plecat pentru că filmarea s-a încheiat și imediat după au intrat peste noi, s-au întors, au venit doi polițiști pe care noi de la distanță am crezut că sunt actorii noștri care au uitat ceva, dar de fapt erau într-adevăr polițiști care voiau să știe ce se întâmplă aici. Și bateriile noastre deja s-au descărcat la camere, nici măcar nu puteam să le arătăm imaginile pe care le-am filmat, a trebuit să le demonstrăm după echipament, după scenariu. Datorită perseverenței și ingeniozității sale, Liviu Rotaru a câștigat bursa de merit, oferită de o vinărie din Moldova în memoria regretatului regizor Viorel Mardare. Tânărul ne-a povestit că în copilărie a privit de mai multe ori spoturile regizate de Viorel Mardare și de fiecare dată a fost inspirat de mesajele profunde și valori care erau promovate. Așadar, Liviu Rotaru va beneficia de 1000 de lei lunar pe parcursul unui an. O să folosesc această bursă și apreciez inițiativa acestui concurs
pentru că voi folosi aceste resurse în următorul film, filmul care va explora legătura dintre un bunic și nepoată pe care acesta nu a întâlnit-o niciodată. Pentru mai multe informații și mai multe știri, nu uitați să vă abonați pe canalul nostru de YouTube, TV8. Dacă v-a plăcut ce ați văzut, dați-ne și un like, faceți share. Vă mulțumesc!